Și vreo 150.000 de euro ca bani. Asta ceea ce a declarat proprietarul, dar sigur are 700 cel puțin. Și Lada Niva din Ucraina, despre care mi s-a spus. Haideți aplauze, vă rog frumos, pentru Aliviere la start. Avem o cursă aici în față, o cursă foarte interesantă. Nelu, poate să vină cu fi, s-a rezolvat. A fost o înțelegere, a fost cu taxiul, el a avut... Și iată cea plecat. Mai interesantă cursă! Și foarte puternice, să vedem cea roșie dacă ajunge din urmă. Extraordinar! Extraordinar! Aplauze, doamnelor și domnilor, Lada Niva câștigă împotriva pisarului GTR roșu. Uitați-vă la timp, diferența foarte, foarte mică. 10.900 cu 10.800. Startul la start, Lada Niva a avut, șoferul Lada Niva a avut o reacție mult mai bună. Și asta l-a salvat puțin, pentru că dacă îi avea încă secundele cele mai mici, cele mai turate motoare și zgomotul și mirosul cel mai ars al cauciucurilor din weekendul acesta, din Overdrive. Ficarul a intrat pe traseu. Aplauze! Haideți, aplaudați, vă rog frumos! Și aplauze pentru câștigătorul manșei! Strigați bravo în limba rusă, sunt colegi din Ucraina, bravo lor că au venit. Vreau să mă anunț pentru locurile 3-4, se prezintă piloții cu numerele pe mașini, 10 și 7.